Un cetățean ucrainean care conducea un auto Marfar cu semiremorcă ce transporta PAL a fost oprit pe sensul de intrare în țară la punctul de trecere a frontierei Siret. Lucrătorii vamale au efectuat un control asupra autovehiculului, persoanei și bagajelor. În cabina automarfarului a fost găsită cantitatea de 1000 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, în valoare totală de 1500 de lei. Șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 10.000 de lei și nu va mai avea voie să intre în România pe o perioadă de 5 ani.